la dumneavoastră, că totdeauna facem vânzare. Poate și o vânzare. Lumea la dumneavoastră în oraș, nu se doare de plăbi, se doace, haide de ele. Foarte, foarte, foarte bine. Dar dumneavoastră totdeauna venim cu drag. Doamne ajută și vă dorim sărbători fericite. Mulțumesc la tăși. Bună ziua! Bună ziua! M-am găsit, dar nu mai... Ca de obicei, da? Suntem prezenți. Foarte frumos, ce era la urmă. Dar noi nu facem lucrurile. Cu plăcere! Iată, am deschis târgul de Paște. Pe parcursul la două săptămâni vom avea în piața Roman Vodă circa 40 de comercianți care au ales să vină la Roman pentru a-și vinde produsele. Avem de la produse alimentare tradiționale până la haine și îmbrăcăminte, textile, astfel încât romașcanii să aibă o gamă cât mai variată de produse în perioada sărbătorilor pascale. Sperăm ca și vremea să țină cu noi, astfel încât atât romașcanii să poată vizita această zonă, dar și comercianții să poată să facă vânzarea pe care o așteaptă. Avem comercianți veniți din Sibiu, Brașov, Târgu Secuiesc, din zona Moldovei, și ne bucură că Romanul este o zonă atractivă pentru comercianți, ceea ce înseamnă că există putere de cumpărare, dar mai mult decât atât și reușim să satisfacem nevoile pe care le au romașcanii. Da, unii dintre ei sunt clienți vechi, să spunem așa, chiar îmi povestea că el de mic copil vine la Roman, mai ales în perioada bâlciului. Sunt bucuroși că aici găsesc persoane care să aprecieze produsele pe care ei le vând și speră cu toții, bineînțeles, să poată să aibă o vânzare cât mai bună.